Salutare! În acest video vă voi prezenta formula și metoda de rezolvare a sumei lui Gauss. Suma lui Gauss este suma unui șir de numere consecutive, care încep cu 1. Haideți să vedem dacă avem suma numerelor consecutive de la 1 la 100, cum putem rezolva această sumă. În primul rând, deci primul pas este să notăm această sumă cu S. Și voi scrie S este egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte. Pentru că am scris primii 3 termeni ai sume, voi scrie și ultimii 3 termeni până la 100. Adică 98 plus 99 plus 100. După ce am făcut acest lucru, voi scrie din nou suma notată cu S, dar în ordine inversă, în ordine descrescătoare. Adică 100 plus 99 plus 98 plus puncte puncte și voi continua cu 3 plus 2 plus 1. Deci am scris de două ori aceea sumă, prima dată ordonată crescător, iar a doua oară am ordonat-o descrescător. Iar acum voi aduna cele două relații scrise. S plus S ne va da 2S, de două ori suma, egal cu. Și voi aduna termen cu termen. 1 plus 100 ne va da 101, plus 2 plus 99 ne va da din nou 101. Și observăm că de fiecare dată ne va da 101. Și de câte ori am făcut acest lucru? Observăm că avem suma numerelor consecutive de la 1 la 100 și asta înseamnă că noi avem 100 de termeni. Iar acum ce putem face este să scriem din nou 2S egal cu 101 ori 100. Avem de făcut înmulțirea, deci 2S ne va da 10.100, iar acum pentru că avem 2 ori S, vom face operația inversă, deci 10.100 împărțit la 2, iar suma noastră ne va da 5.050. Aceasta a fost prima metodă de rezolvare a sumei lui Gauss, iar ca a doua metodă vă voi arăta formula. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Adică S va fi egal cu N ori N plus 1 împărțit la 2. Haideți să vedem cine este N. N este ultimul termen al sumei date. În cazul nostru noi avem 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 100. Deci acest 100 înseamnă N. Iar acum vom rezolva suma S egal cu 100. Pe lângă paranteze avem N plus 1 în paranteză, adică 100 plus 1 împărțit la 2. S va fi egal cu 100 ori 101 împărțit la 2. Deci observăm că am ajuns la ultima parte de la prima metodă. Deci S va fi egal cu 10.100 împărțit la 2, deci suma ne-a dat 5.050. În descriere vă voi lăsa link-uri către alte videouri cu suma lui Gauss, în care sunt rezolvate diferite sume, suma numerelor impare, sume în care va trebui să dăm un factor comun pentru a ajunge la suma lui Gauss. Toate aceste sume le veți regăsi în descriere.